Mă bucur și eu, cum zicea și Dani, să fim împreună în dimineața asta. Aș vrea să citim un text scurt, o continuare a textului pe care fratele îl citea de dimineață, și să învățăm câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită în dimineața asta din textul ăsta. Textul se află în Evanghelia după Marcu. Citim de la, din capitolul 14 și începem cu versetul 53. Trebuie să citim în continuu până la versetul 72, dar ne vom opri la versetul 62 și vom continua la versetul 71. Vântul Domnului ne spune aici Pe Iisus l-au dus la Marele Preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea Marelui Preot, a șezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la parafocului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor, atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și a zis, nu răspuns nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Isus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis, ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Isus. și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Versetul 71, după ce ni se prezintă lepădarea lui Petru în scurte cuvinte, atunci el a început să se blesteme și să jure. Nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. În data a cântat cocoșul la două oară și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. Amin. Șase faze ale judecății Domnului au fost, pe care toți dintre noi probabil că le știm, Trei dintre ele în fața Tribunalului Religios și trei dintre ele în fața Tribunalului Laic. Noaptea a fost o fază scurtă, așa, la Marele Preotana. asta, a fost, asta era capo di tuti capi. Era șeful corupției pe acolo. Și după judecata care a avut loc la Marele Preotana, s-a dus la ginerele lui, la Caiafa, în aceeași curte, în aceeași încintă. Noaptea. Era probabil aproximativ trei. Pe când începeau și cocoșii să cânte. Și era în fața era în fața Sanhedrinului faza asta, și a marelui preot Caiafa. Și faza asta e surprinsă în textul pe care l-am citit noi în dimineața aceasta. Iar judecata laică, prima dintre ele, a fost în fața lui Pilat, a doua în fața lui Irod, și Irod îl trimite iarăși la Pilat. Așa se a șasea faza judecății Domnului Isus. Ce se întâmplă aici în textul ăsta? E cea mai mare eroare a jurisprudenței umane din istorie. Nicio altă curte de judecată nu a făcut o mai mare eroare decât curțile astea. Și ce e curios, e că astea două, curtea romană de justiție și curtea iudaică de justiție, erau cele mai bune curți de justiție din vremea respectivă, de departe. Și cu toate astea, cea mai mare eroare a jurisprudenței umane din istorie s-a întâmplat aici. Aș vrea să surprindem câteva idei pe scurt din tăcerea lui Isus. Isus tace. Și marele preot e, e așa contrariat, taci, cum să taci? Aș vrea să surprindem câteva idei succinte pe care le extragem în ce privește tăcerea lui Isus. De ce tace Domnul Isus în textul ăsta? Domnul Isus tace în textul ăsta pentru că expune corupția justiției umane. Tăcerea lui expune corupția justiției umane. Procesele capitale nu era permis să fie ținute noaptea la evrei. N-avei voie să ții un proces capital noaptea. Trebuia să existe cel puțin o zi între decizia curții de judecată și condamnarea efectivă. Și Domnul Isus era mort câteva ore mai târziu. Nu erau permise uciderile de sărbători. Nu aveai voie să ucizi pe nimeni de sărbători, era Paștele. Au fost mulți martori mincinoși în proces și Deuteronomul interzice radical prezența martorilor mincinoși într-un proces a jurisprudenței iudaice. Oamenii ăștia trebuiau pedepsiți cu moartea. Dacă se descoperea că ești martor mincinos, trebuia să ai exact aceeași soartă ca și condamnatul. Dacă condamnatul era omorât din cauza mărturiei tare mincinoase, trebuia să mor și tu erau unii dintre cei ce ieșeau afară din sala judecată, dintre martorii mincinoși și se gândeau, bă, nici minți pentru doi lei, nu știu. Că ăștia erau acolo plătiți să mintă. Puterea corupe de altfel și probabil unde i puterea mare, cum e în state, puterea corupe cu atât mai mult. Oamenii ăștia erau plătiți să mintă, ieșeau afară și se bă, nici minți pentru doi lei, nu știu. Apoi să spun adevărul. Cum e fi în stare să spun adevărul dacă nici minți pentru bani, nu știu. Legea iudaică interzicea autoincriminarea și autocondamnare, altfel spus. Și dacă urmărim textul în linii mari, ce încerca marele preot să facă era să-l determine pe Domnul Isus să se autocondamne cumva, să zică ceva care să-l anuleze. Autoincriminarea era interzisă în, 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 curțile de justiție iudaice. Și Sanhedrinul, în general, avea următorul moto, Sanhedrinul este pentru salvarea, nu pentru distrugerea vieții. Ori oamenii ăștia deja, înaintea judecății, înainte să-L judece pe Domnul Isus, deja porniseră de la premiza implicită că judecata oricum n-are sens și omul ăsta trebuie omorât. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost o încălcare crasă a legii deuteronomice și a ceea ce Dumnezeu o, o, o poruncit pentru o curte de justiție iudaică. Concluzia așadar, în ce privește primul motiv al tăcerii lui Isus, Isus tace ca să le expună corupția. Sunteți așa, mizerabil, în ce privește justiția, le spune tăcerea Domnului Isus oamenilor respectivi. În al doilea rând, de ce tace Domnul Isus? Tace pentru că tăcerea Lui duce la sacrificiu din dragoste pentru mine și pentru noi. Acceptă paharul acesta despre care Tatăl pentru care se ruga înaintea Tatălui, câteva ore mai devreme de altfel, în Ghețimani. Acceptă paharul acesta, se supune Tatălui de dragul meu și de dragul nostru. Dacă aș fi fost eu acolo, eu împreună cu cei 70 din Sanhedrin, plus unul care era Marele Preot, plus unul care era Domnul Isus, dacă eram eu prezent în sala aceea de judecată, în curtea Marelui Preot Caiafa și Ana, m-am întrebat care ar fi fost reacțiile mele, ce aș fi zis eu. În fața unei nedreptăți atât de evidente, i-aș fi spus Iisuse, spune-le că tu nu vorbeai despre templul din Ierusalim, că vorbeai despre templul trupului tău. Acuza asta e stupidă, e absurdă. De ce nu le spui? Spune-le că e ilegal să fii judecat noaptea, doar toată lumea știe asta. N-ai face nimic greșit dacă le-ai reaminti. Oameni buni, e ilegal să mă judecați noaptea. Nu? Iisus tace. Spune-le, Iisuse, că e ilegal să te autoincriminezi. Spune-le că e ilegal, împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii, să existe martori mincinoși împotriva ta. Spune-le asta. spune că nu au voie să te condamne de Paște. De ce taci, Doamne? Spune-le că ăștia te omoară. Probabil că asta ar fi fost reacția mea. Al 72-lea om din curtea de judecată, în prezența Sanhedrinului și în prezența Domnului Iisus, probabil că astea ar fi fost reacțiile mele. Și să fim serioși, dacă am citit pentru prima dată istoria asta, să zicem că suntem în fața textului acestuia pentru prima dată, să zicem că n-am mai citit niciodată textul acesta, care ar fi fost reacția noastră dacă n-am mai fi citit niciodată textul acesta? Nu e așa că reacția noastră ar fi fost, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Cum se poate ca un om care nu are nicio vină și împotriva căruia se ridică o curte de judecată complet coruptă, să nu zică niciodată nimic. Probabil că asta ar fi fost prima mea reacție. De ce nu reacționează? Nu înțeleg. În mintea mea, cu siguranță, n-aș fi înțeles nimic. Nu înțeleg nimic. Și cineva citea textul ăsta. Știu pe cineva care citea textul ăsta la un moment dat. Pentru prima dată în viața lui. Și nu înțelegea nimic. Ar fi înțeles probabil dacă acuzatul ar fi chemat martori adevărați, ar fi să aduceți martori adevărați. Ar fi înțeles dacă acuzatul s-ar fi împotrivit cumva anume. Ar fi înțeles dacă ar fi expus puterea de acolo și ar fi acuzat de minciună pe toți de acolo. Ar fi înțeles dacă cele mai importante, să zicem, două sisteme de justiție din vremea aceea funcționau. Ar fi înțeles omul ăsta care citea pentru prima dată textul, dar nu pricepea nimic, pentru că nu are sens aproape ce se întâmplă în textul ăsta și cineva apare lângă el. Ăsta se plimba cu căruța. Și cineva apare lângă el și îl întreabă la un moment dat, în fapte 8, înțelegi? Tu ce citești? Aia... Cum să citești despre un om complet nevinovat? Toată lumea știe că e nevinovat. E în fața unui curs de justiție. Toată lumea de acolo știe că e o eroare ce se întâmplă și el nu zice nimic tu înțelegi ce citești? Că... -i... Și fame nu zice. mi miște mai vagă idee. Nu înțeleg nimic. Cum aș putea să înțeleg asta? Dacă tu știi, hai, la, hai lângă mine în car și explică -mi. Și zice fame către Filip. Fii atent, Filip, ce citesc. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și izmerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui. Suntem noi tămăduiți astăzi. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. A tuturor, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ca o rotund, n-a deschis gura așa cum a Filip. Omul, străinule, care te-ai urcat lângă mine în car, spune-mi, rog, cine e ăsta? cine N-are sens. De ce se poartă el ce am făcut eu? Că n-are niciun sens. Nu înțeleg nimic. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Cine e omul ăsta și cum se poate să existe așa ceva? Pentru evrei nemesianici, e imposibil să citească Isaia 53 și să nu vadă această izbitoare asemănare între robul Domnului prezentat de Isaia și Isus Hristos. N-ai cum să nu vezi asemănarea asta, e aproape imposibil. M-aș fi întrebat și, și m-am întrebat când citeam textul ăsta, pentru cine aș fi făcut eu ce-a făcut Isus aici? Și probabil că răspunsul e următorul, pentru fetița noastră de trei ani, pentru băiețelul nostru de un an jumate și poate pentru soția mea mai mult ca sigur. Dar pentru restul am așa niște îndoieli. Și Isus stă aici în fața celor mai puternice sisteme de justiție din vremea aceea, care efectiv îl calcă în picioare. Și el nu zice nimic. Concluzia așadar Isus tace de dragul meu și de dragul dumneavoastră. Și cât e curios e că toată asta e valabilă pentru, inclusiv pentru un om de culoare din Etiopia. Tace Isus și de dragul lui. A. Cât e cuprinzătoare e de altfel dragostea lui Hristos. Și dintre toți cât suntem aici, vorba lui Filip către famen, dacă credem din toată inima noastră, inclusiv noi, se poate. Se poate. Versetul 65 ne spune așa, unii au început să-l scuipe și să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să zică, prorocește, iar aprozii l-au primit în palme. Nimic din toate astea nu l-a durut pe Iisus ca următorul episod. Și următorul episod surprinde trădarea lui Petru. Există un tablou al lui Rembrandt în care Petru parcă se pare să stea la un foc. E curios să vezi în, în artă în general, Um, ilustrată întâmplarea asta. Cum se uită artiștii la tablou ăsta al, 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 lepădării lui Petru. Stătea la focul făcut de apros, se încălzea săracul de el. De scurt timp fugise din ghețiman, de frica celor care l-au prins pe Iisus. Și o dat seama că nu-i glumă. Stai un pic că Domnul Iisus chiar nu cheamă îngeri și că suntem expuși. Ar fi bine să ne cam tirăm de pe aici, că nu știu ce se întâmple. Noaptea fusese deja cu mult stres pentru el. El era bătrân, probabil corpul lui nu mai ducea atâta de multe. Putea alege să meargă să doarmă, dar nu-l lăsa conștiința. Am dus să-l urmăresc pe Isus, să văd unde e. Aștepta să vadă sfârșitul, să vadă ce o să se întâmple. Era liniște, nu toți se cunoșteau între ei. Că nu era o lumină așa de puternice noapte, era o făclie sau un foc și omul se apropia. Care stătea lângă foc era cunoscut, care stătea mai departe de foc nu era cunoscut. La fel de bine putea alege să stea undeva deoparte. Dar parcă ceva îl chema, îl acolo către lumina asta. Și în fața cui s-a lepădat Petru? Există trei scenarii surprinse de Scriptură. În fața portăriței, a slujnicei. Între mine și lepădare, de foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, sau probabil întotdeauna, există o ușă închisă. Cineva i-a dat drumul la Petru în curtea marelui preot. Între mine și lepădare există întotdeauna o ușă închisă. Și e foarte important să nu fim prea încrezători prea încrezător în puterile noastre, în forțele noastre proprii, că dacă deschidem ușa aia, nu se întâmplă nimic cu noi. Că e foarte posibil să se întâmple, la fel ca și cu Petru. Și un alt lucru, între tine și lepădarea fratelui tău e uneori o ușă închisă. Zice Biblia, ilustrând în textul omolog din Ioan, aceeași întâmplare în Ioan 18 cu 16, cel alt ucenic, cel mai probabil Ioan, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița, l-a băgat el pe Petru înăuntru uneori între lepădarea fratelui meu și el există o ușă deschisă pe care eu trebuie să nu eu deschid. Petru s-a lepădat și în fața tuturor celor care se încălzeau la foc. Nu mai încape îndoială, ne spun versetele, ne versetele 70 71, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că ești galilean, graiul tău seamănă cu lor. Atunci el a început să se blesteme în fața tuturor și să se jure, nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Prima lepădare e cea mai grea. Nu știu dacă ați văzut, bunicul are o expresie, până faci odată e mult. nu știu cum să o zic în engleză, că v-aș zice-o poate. Până. până faci odată e mult la capitolul greșeală și păcat în general. Dependența începe cu o dată dependența de orice, viciile de orice natură. Încep cu o dată, până faci o dată e mult, a doua oară e mai ușor. Întotdeauna. Petru prima dată se leapă de dispaimă, de frică, omul se teme. Se teme pentru că vede că nu-i glumă. Își poate pierde viața. A simțit emoția când i-a spus slujnica și tu ești cu ei și probabil i-o fi apropiat așa făclia de față. Să se asigure, și tu ești cu ei. Și tu ai fost cu ei. O, început, o răspuns încet, probabil, la prima lepădare. S-a uitat așa în jurul lui, cum facem noi câteodată. s să uitat așa în jurul, să vezi și încet. Nu. Una, două, trei priviri, probabil că se mai ridică pe lângă foc. Stai că poate chiar îi. A doua oară vine mult mai ușor. A doua oară se leapă de frică și se mai leapă de ceva. Din dorința de a fi consistent. Dacă ai mințit odată, trebuie să o ții până la capăt. Că altfel devii cu atât mai dubios. Și a treia oară se leapă de tot din frică, se leapă de pentru că vrea să fie consistent cu ce o zis prima dată și se mai leapă de ceva, pentru că îi se pare că prima și a doua oară nu a funcționat. Nu? Acum n-ar fi păcat să fiu și mincinos să mă și omoare așa. Min până la capăt. Ce zice Petru în momentul în care le denotă celorlalți? Eu nu cu ei, n-am fost cu ei. Ce zice Petru e așa, n-am fost cu ei, dar mi-aș dori să fiu cu voi. Corect? Ăsta e mesajul lui Petru. Îl cunoști pe Iisus? Nu, eu nu știu ei. Graiul tău te dă de gol. Degeaba că eu nu știu ei. care e concluzia? Nu vreau să mă asocieze nimeni cu grupul respectiv, vreau să mă asocieze cu grupul celălalt. Modul în care s-a lepădat Petru eu fost cu blestem. Și unii comentatori spun că cu niște cuvinte nu tocmai frumoase cu blestem, adică să-i convingă pe ea, că era hotărât să-și salveze pielea. I-a fost rușine de grupul cu care a fost asociat, de grupul Domnului Isus. Ce grup e ăla? Niște, probabil că simțiți asta mult mai mult decât noi în România. Un grup de bigoți, de rasiști, de înguși, de intoleranți, de xenofobi, de homofobi, de islamofobi. Cu ea mă suri, eu nu sunt cu aia. Între mine și ei nu este nicio legătură. S-a mai lepădat în fața robului marului Preot și aici o observație foarte interesantă și ne apropiem de încheiere. Um, Petru cel mai probabil avea cu el sabia din ghețiman, chiar era la o diferență de câteva ore. Sabia cu care i-a lovit urechea robului marului Preot, Malhu, și ruda lui Malhu putea să-i spune lui, uh, lui Petru. Omule, cum poți să zici tu că n-ai fost cu ei când sub greutatea săbiei tale o căzut urechea rudeniei mele? Cum poți să zici tu că n-ai fost cu ei? Înghețiman e interesant. Credea că Domnul o să cheame îngeri să-i apere. Dar aici ar vedea pe Domnul În Înghețimani, Petru era gata să impună adevărul cu sabia. Dar când își dă seama că nu funcționează, Ajunge în fața slujnicei, în fața robului marelui preot, care era rudă cu mal, cu căruia i-a tăiat urechea, și el, care vrea mai devreme, cu câteva ore înainte, să impună adevărul cu sabia, cu parul, când îi pus în fața, în fața la aș pierde viața din cauza adevărului, știi ce face? Minte. Pentru că cel care vrea să impună adevărul cu sabia, are o singură problemă, că îi vine și lui rândul. Și când îi vine lui rândul, când alții vor să impună adevărul cu sabia, el nu mai zice adevărul. Uită cine e adevărul și nici nu știe că l-a cunoscut vreodată. Și minte. Dacă înțelegem cu adevărat că adevărul se apără cu dragostea, nu cu sabia, atunci nimeni dintre noi nu va ajunge să-și apere vreodată viața cu minciuni vei spune adevărul cu prețul vieții întotdeauna. Și asta probabil că e foarte aplicabilă în familiile noastre. Să avem grijă, adevărul nu se impune cu parul, nici cu sabia. Adevărul se transmite în dragoste. Și dacă cineva transmite cuiva adevărul în dragoste, cel care primește adevărul în dragoste nu va minți niciodată pe cel care îl transmite. Există o something mutual trust. Și se leagă lucrurile în așa fel încât pur și simplu oamenii se iubesc în prezența adevărului, chiar dacă știi adevărul despre celălalt, cu toate astea îl iubești. Um, încheiem cu câteva versuri. Sard de sete, probabil că sora Druhora știe autorul. Să arde sete, tot n-aș bea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, tot n-ating mâncăruri otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubiri îndurerate. să pierd în drumuri, n-aș intra în casa blestemată, care ar zdrobi și ar întrista iubirea mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi întinde. Să zac în șanț, și aici vine Iuda, săracul, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas, cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Proiectul Edictum de asta vrea să facă, să ducă adevărul la oameni, nu cu parul, ci cât mai discret posibil. Ne batem cap atât de mult cu proiectul ăsta. Ne cheamă soțiile câteodată acasă. Bă, unde sunteți la Edictum? Iară discutăm și plănuim. Pentru că e una dintre cele mai puternice surse de meaning pentru noi și probabil că dumneavoastră sunteți mult mai familiar cu cuvântul ăsta. În română nu prea avem un cuvânt care să surprindă exact ce surprinde cuvântul meaning. E una dintre cele mai importante surse de mining pentru noi, că vrem să influențăm lumea pentru slava lui Dumnezeu și facem ce putem în anturajul nostru. Mulțumim că ne-ați primit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.